Îmi trece crustă miștoare. Bă, ce bune. E totul acolo, e toată copilăria. O să vă facă să reluați asta și în ocazii festive. Este atât de bun și surprinzător. Dar iertați-mă că voi vă uitați și eu mănânc. Ce să faci? Bonjurică, bonjurică, bun găsit la farfuria lui Exarhu, unde examinăm un desert clasic. Griș cu lapte. Nu o să fie cu dulceață de vișine și mai mult o să fie prăjit. Asta e un lucru foarte bun, mai ales că i-am pus alături o spumă de zmeură. Eu zic să rămâneți cu mine ca să aflați cum se face grișul copilăriei. Pe prăjeală, că sunteți adulți. Așa se distrug bucătăriile. Ăsta e momentul în care sună telefonul, se întâmplă ceva în altă cameră și cu toții fugim din bucătărie, laptele dă în foc. Bine ați venit la o nouă întâlnire cu gastronomia. Avem zahăr, ceea ce nu e rău deloc, dar avem și niște unt. Îl topim și pe ăsta și îl aducem ușor la starea de fierbere. Grișul nefiert e cam la fel de indigest ca mămăliga nefiartă, deci trebuie să aveți multă răbdare cu el și mai ales să nu-l ardeți. Îl lăsăm la foc mic, amestecăm din când în când și când e gata, vă mai spun eu ce să facem. Poate arată aracet, dar e vorba chiar de griș cu lapte. E un moment de emoție pentru mine. Să ungem aceste forme. Mă rog, inițial v-am spus să întindeți pe o tavă sau pe o placă, pe ceva, să puneți grișul să se răcească. Coajă de portocală, rasă, da? Se vede deja, cred, cu ochiul liber. Și bio, foarte important. Mai avem aceste ouă, care ne vor ajuta să obținem niște forme ceva mai ferme și încă un gust, evident. Și le amestecăm și pe ele în compoziție și după aia turnăm compoziția în forme. Nu e neapărat grișul cu lapte cu care ați crescut, dar e o șmecherie foarte bună și la fel de simplă. Ceva mai spectaculoasă, însă. Cum ar fi să vă las eu exact aici, în acest moment de cumpănă, în care o să le pun pe astea în frigider, le lăsăm ceva, trebuie să se răcească bine, 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 ca atunci când vreți să faceți crochete sau alte lucruri, nu? Compoziția aia trebuie să fie cât mai rece ca să rămână fermă. Bun, astea stau la rece, ne întoarcem după ce ele s-au răcit, facem și spuma de zmeură, o să fie foarte bine și mai ales foarte gustos. Așa, dragi prieteni ai gastronomiei, am obținut, iată, niște forme care sper să și iasă de aici. Cu voia marelui șef de sus. Cât de cât semi-impecabil, așa. Păi și acum, cum să facem noi? Punem întâi aici, unde îl punem? Îl trecem prin ou. Bun, și acum le punem la prăjit. Începeți de pe ce parte vreți voi. Zmeură bună de filieră, de la Auchan. Un pic de suc de lămâie. Dacă aveți om, cum am eu, puteți să murdăriți câte site vreți. Dacă nu, e nasol. Dar o culoare foarte frumoasă. Măcar, hai să schimbăm subiectul. Mă duc după frișcă, la oameni. Cu bucătăria asta îmi custăm, dar cu frișca sunt extraordinar. Vestit, vestit. Amestecați cât mai bine. Vedeți să nu amestecați de tot, să nu transformați într-o pastă, ci să lăsați norișorii ăștia de frișcă să rămână întregi. Hai să încercăm să vedem cum arată și o farfurie și să rezolvăm problema noastră numită griș cu lapte prăjit. El e grișul cu lapte, este prăjit și cred că fără foarte mari formalități avem o farfurie bună, un gust cât se poate de simplu, clasic, dar surprinzător și întotdeauna care te trimite exact unde este cel mai bine în copilărie, acolo unde alții
îți găteau lucrurile astea. Acum a venit rândul vostru, v-ați făcut oameni mari, dar o să vă bucurați ca niște copii. Mă bucur că ați rămas cu mine, să vă bucurați, să gătiți și să mă pomeniți. Poftă bună!